În urma apariției unor discuții în spațiul public despre activitatea Centrului de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Roman, edilul șef al municipiului, Dan Laurențiu Loreanu, a avut mai multe consultări cu factori implicați. În cursul zilei de luni, 1 august, primarul municipiului s-a întâlnit cu membrii comitetului director și șefii de secție, precum și cu cei 7 medici din cadrul Centrului Primire Urgențe. În urma discuțiilor pe care le-am purtat săptămâna trecută, marți, joi, vineri, inclusiv vizită de lucru, întâlnire cu conducerea, astăzi a avut loc întâlnire cu colegiul medicilor, adică cu toți medicii șefi de secție, dar și cu întreaga secție de pe Centrul Primire Urgențe. S-au pus lucrurile pe masă, s-au discutat la rece, căutând soluții cât mai bune. În această perioadă a avut loc și un schimb de experiență și cursuri care s-au făcut la Târgu Mureș, la care au fost prezenți medici de la Roman. Conducerea Spitalului de Urgențe și medicul coordonator al Centrului de Primiri Urgențe au participat săptămâna trecută la o întrunire de lucru cu factori de răspundere din Ministerul Sănătății, în care s-a discutat despre standardele de calitate în medicina de urgență. Da, doamna doctor Tălmăcel, medic șef CPU, doamna asistentă șefă de pe CPU și eu. Cursul s-a ținut la Târgu Mureș, unde a fost, trebuia să fie și domnul doctor Arafat, dar n-a putut ajunge. A fost domnul doctor Călin Alexandru, doctorul Borcea, care este consilierul secretarului de stat. Secretar de stat și doamna doctor Cimpoieșu de la Iași, unde s-au dezbătut problemele legate de CPU, probleme care sunt la... Deci toți aceleași probleme sunt peste tot, legate de pacienții care așteaptă foarte mult și care sunt nemulțumiți. Și tot acolo ne-au spus că, într-adevăr, standardul de calitate diferă pentru fiecare. Dacă pacientul dorește ca dumnealui, când vine, să fie văzut cât mai repede, să nu aștepte și, eventual, calitatea... Dacă ești văzut foarte repede, nu poți să pui bază și pe calitate. Medicul pune accent pe calitate și atunci preferă ca pacientul care îl vede să fie tratat corespunzător, iar cel care așteaptă, în momentul în care îi vine rândul, să poată fi văzut cum trebuie. La întâlnirea de la Târgu Mureș s-a anunțat decizia Ministerului Sănătății de modificare a timpului de așteptare în cadrul asistenței de urgență. Pentru că se așteaptă foarte mult, cei de la DSU au hotărât și cu Comisia Interministerială între Ministerul Sănătății și Afacerilor Interne au hotărât să modifice perioada de așteptare. Acele 5 coduri despre care tot am spus vor modifica perioada de așteptare. Dacă pentru primul cod roșu rămâne 0 minute, să spunem, și codul galben 10 minute, pentru codul 5, care sunt efectiv consulturi, se va ajunge la 6 ore de așteptare, tocmai pentru ca pacientul să nu mai spună: domnule, au trecut cele 120 de minute și eu încă sunt în sala de așteptare. Conducerea primăriei a decis să se implice din punct de vedere managerial în optimizarea a ceea ce se întâmplă în Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Roman. Că toți se lovesc de acești timp de așteptare. Eu nu sunt medic și încerc din punct de vedere managerial să influențez pozitiv activitatea. Am înțeles că de la cele 120 de minute, adică 2 ore, cât era timpul de așteptare pentru clasa 5, se va trece la 6 ore, care deja sunt aprobate. Mie unul mi se pare foarte mult. Mi s-a spus că în străinătate acest timp este până la 9 ore. În America până la 24 de ore. Iar în America până la 24 de ore. Sunt într-adevăr lucruri pe care poate noi le percepem un pic mai diferit. S-a spus că foarte mult atunci când se discută cu pacienții, mai ales cei care vin de afară, cei care așteaptă foarte mult la spitale de străinătate, nu-și permit să facă niciun comentariu și niciun fel de reclamație pe acolo. În schimb, aici imediat se ridică problemele, dar eu vreau să revin la situația Centrului de Primire Urgențe, pe care împreună noi vrem să o optimizăm. În urma consultărilor cu medicii șefi de secție s-a luat o serie de decizii referitoare în primul rând la prioritizarea cazurilor care sunt tratate în Centrul de Primiri Urgențe. În această secție a Unității Sanitare Romașcane nu se va acționa pe principiul primul venit, primul servit, ci pe cel al urgențelor reale. S-a decis promovarea la nivelul Centrului de Primiri Urgențe a unor acțiuni gen porți deschise, în care jurnaliștii interesați să participe pe parcursul mai multor ore la acordarea ajutorului în caz de urgențe.
S-au decis și o serie de modificări ale organigramei în vederea optimizării actului de acordare a primului ajutor. Activitatea de urgențe se află în directă coordonare și finanțare a Ministerului Sănătății.